Bine, v-am găsit la horoscopul de luni, 15 ianuarie, am intrat în a doua jumătate a lunii ianuarie, deci înainte de orice vă aduc aminte că există un horoscop al lunii ianuarie pe rol, de mult, vă așteaptă acolo încă de anul trecut, e vechi, dar vin evenimente interesante, unele chiar în această săptămână. Și dacă tot am vorbit de această săptămână, clar că există și un horoscop al săptămânii pe rol, deci aveți ce vedea. Tot într-una din aceste zile, vă invit să fiți cu ochii pe acest canal de YouTube, că vor apărea încă două filme, nu știu exact în ce ordine, dar sunt pe agenda mea de lucru și sunt destul de organizată. Și cu energia asta de Capricorn, care există acum în aer cu atâtea planete în Capricorn, ni se cam cere să respectăm tabelele, programările. Ce am promis să facem, să ne ținem de asta, să fim foarte riguroși, să nu ne abatem, să nu ne permitem să fugim în direcții iluzorii. Energia Capricornului este ca un culoar, sau mai bine zis ca o șină de cale ferată pe care musai să mergem. Că altfel dăm peste cap o organizare, o planificare, o stare de bine în viața noastră. Deci energia de pământ e foarte puternică, sunt 4 planete în zodii de pământ în această perioadă, câteva zile bune de acum înainte, și care înseamnă fă așa cum trebuie, respectă norme, respectă legi, respectă reguli, nu îți permite, nu deocamdată, că o să vină și momentul ăla în care o să zburdăm în voie, foarte curând. Poate nu neapărat după ce multe planete vor da buzna în vărsător, sigur că și atunci va fi un moment foarte important de la final de ianuarie și apoi mare parte din februarie, dar parcă mai mult de la vară, când energia de aer va deveni predominantă. Acum energia pământului ne apasă, poate ne-am cam săturat de energia pământului, care înseamnă stabilitate, concretețe, muncă, reguli, toate alea, responsabilități. E, o să vină și momentul ăla când ne mai degrebăm de responsabilități. Nu acum. Acum e un maximum cu atâtea planete. Nu știu când am mai avut atât de multe. Și care e cam ultima strigare, așa, pentru că foarte curând energia de pământ de-a dreptul se risipește. Va mai rămâne undeva de prin vară, va mai rămâne doar Uranus și, mă rog, planetele rapide care vor trece pe aici. Dar n-a fost ușor cu 3 planete grele în zodii de pământ și care s-a activat mai mult de anul trecut, când a intrat și Jupiter acolo. Și acum, încetul cu încetul, scăpăm de Pluto foarte curând, scăpăm de Jupiter, pe la vară, iar de Uranus mai avem un pic de așteptat, dar nici el pentru multă vreme. Deci e un moment în care energia pământului ne trage în jos. Gravitația înseamnă stai aici, stai locului, stabilitate, materialitate, apucă-te de niște treburi, fă niște treburi, muncește, că vine și momentul în care ai să te bucuri de libertate. Și vin foarte curând și aceste ferestre deschise să aerisim viața noastră. Astăzi n-am niciun eveniment pe rol, este o zi liberă de evenimente noi, sunt tot alea de zile trecute, sigur este încă energia trigoanelor de la Jupiter, de la Uranus, foarte bune de altfel. Peste weekend s-a mutat Mercur în Capricorn, dar deocamdată până mâine, poi mâine, nu mai avem evenimente pe rol, dar despre care oricum am vorbit în horoscopul săptămânii pe care vă invit să-l căutați, că este atașat la acest film. Pentru că altceva n-am nou decât să vă atenționez că urmează să apară diverse filme noi, vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente, și hai să ne apucăm de o zi normală de lucru în prima zi a săptămânii. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop! Vouă, berbecilor, vi se pune foarte tare la încercare răbdare. Sunteți prinși într-o activitate care s-ar putea momentan să stagneze sau evoluează extrem de lent. Ați vrea rezultate mai rapide. Dar nu prea aveți încotro. Este o perioadă în care, spuneam, energia pământului este foarte puternică și pământul se mișcă lent. Este o evoluție de melc cu încetinitor.
Ceea ce pentru o zodie de foc, așa cum sunteți voi, grăbită, e cam greu de tolerat. Încât e o probă de răbdare la voi. S-ar putea să vă pierdeți cu firea, să vă enervați la un moment dat, să încercați să săriți peste niște etape, dar nu prea aveți cum. Capricornul, energia Capricornului care este atât de activă în perioada asta, înseamnă un drum pe care trebuie să mergeți pe un ritm dat de alții, poate mai puternic decât voi. Poate există un șef care vă dă ritmul, o lege care impune un anumit pas de evoluție. Nu prea stă în puterea voastră să apăsați pe accelerație. Există un ritm divin, poate chiar, dar mai degrabă vine de undeva mai presus de voi. Un șef, un părinte, o stare de lucruri, o lentoare, că de, nu toate lucrurile evoluează atât de rapid pe cât v-ați dori. Dar nu e întâmplător. Chiar și acest ritm foarte lent are un scop. Dacă ați sări peste etape, dacă v-ați lăsa un pic furat de energia grăbită care vouă vă place, probabil ați greșit. Ori construcția asta lentă va da și rezultate stabile. Încetul cu încetul se face oțetul. Încât e bine să vă educați răbdare, să acceptați ritmul de evoluție, că veți ajunge acolo unde v-ați propus, atunci când e mai bine pentru voi. Taurii, ajungeți la capătul unei acțiuni, sau ați ajuns, mai bine zis, la capătul unei acțiuni, și tot ce vă doriți într-un astfel de moment e o pauză. Da, voi începe săptămâna cu o pauză. Binevenită, de altfel. Poate e liniștea de dinaintea furtunii, să zicem așa. E, știți cum este, că atunci când s-a terminat școala, înaintea bacalaureatului, a terminat școala, absolvire, cu vă faceți poza de final de școală, dar stați așa, zice cineva, vine examen. Încât e perioada aia de la o perioadă foarte activă, o mică perioadă de pauză, că vine alta, care probabil o să vă pună din greu la încercare. Dar poate vă convine această mică pauză, un relaș la urma urmei. Cine știe, poate e perioada voastră de respiro, poate e perioada aia când în sfârșit vă luați avânt să săriți peste o groapă, cum s-ar zice. Până acum ați alergat, vă vedeți în fața unui aparent impas, răgaz, hai să zicem, și vine și următorul episod care e la fel de greu. Dar merită să valorificați acest respiro. Poate e un blocaj, aparent blocaj, dar nici măcar nu e un blocaj, e o pauză binevenită. Că aveți nevoie de reîncărcarea bateriilor, aveți nevoie ca fântâna voastră să se umple din nou cu apă înainte de a o pune la treabă. Deci vine, între ghilimele, și bacul după absolvire. Deci în acest răgaz probabil vă pregătiți, probabil vă reîncărcați bateriile, probabil mai aveți ceva de învățat, dar cu oarecare detașare, că probabil greu a trecut, vine altul, dar în care nu mai puteți schimba nimic decât să valorificați ceea ce deja ați acumulat. Gemini, voi parcă simțiți nevoia să fugiți în lume, cam asta e sentimentul, să plecați undeva. Poate sunteți printre norocoșii care își pot permite o escapadă, o excursie, o călătorie pe undeva. Dacă nu concret, cu pasul, o faceți cu gândul. Citiți, vă informați, pregătiți terenul pentru o viitoare escapadă, cine știe pe unde, cumpărați pe acum bilete pentru o excursie pe care o să o aveți peste nu știu câtă vreme. Alții doar simțiți nevoia unei guri de aer proaspăt. Și s-ar putea să fiți printre cei care vă găsiți așa, nici voi nu știți de unde, puțin timp liber, chiar și jumătate de oră, afară. Aveți nevoie de stat afară, singur, fără nimeni. Deși sunteți o zodie socială care își dorește lume, n-aveți nevoie de oameni, aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de fugă de lume, aveți nevoie de lumea voastră, ăsta e cuvântul, lumea voastră, vreți să vă închideți în lumea voastră, dar nu neapărat într-o casă. Și de aia s-ar putea să fiți genul de pusnic, așa, în vârf de munte, faceți o plimbare fără țintă prin oraș,
alergați în jurul blocului, în care parcă nu permiteți nimănui să vă stea alături. Nu știu, eventual așa un cățel care alergă pe lângă voi. Dar e repaus, e fugă, e vreți tăcere, vreți liniște, vreți singurătate, poate chiar, dar o singurătate de aia necesară. Poate ați terminat ceva, o activitate, v-a cam slăit de puteri, gen, ați ieșit dintr-o relație, sunteți obosit, nu mai vreți să auziți de oameni, ați plecat la un job, nu mai vreți să auziți o vreme de agitație, e o tăcere sau o liniște sau o izolare vindecătoare, la urma urmei. Încât sunteți printre cei care nu prea sunteți dornic de comunicare, de companie. Chiar dacă vă aflați într-un mediu aglomerat, greu scoate două vorbe, greu se știe ce gândiți și poate e nevoia voastră de vindecarea sufletului, a minții, de închiderea unor capitole, de aer proaspăt, de respiro, ca apoi, evident, să vă întoarceți în lumea normală. Racul. Aveți pe cineva alături care are niște suferințe acolo pe suflet. O persoană dragă trece prin momente mai delicate. A pierdut ceva, suferă de ceva, e bolnav, e trist, e bosunflat, e depresiv, e negativist, nu se simte în apele sale. Dar vă prinde pe voi într-un moment bun, din anumite puncte de vedere. Probabil luna care se află în pești în perioada asta, pe voi vă încarcă foarte bine. Și de aia s-ar putea să fiți terapeutul de serviciu, probabil. Îl mângâiați, îl îmbărbătați, îl încurajați, încercați să-i abateți gândul, îi dăruiți ceva din ceea ce știți, din ceea ce puteți face, vă puneți în slujba acestui om. Sunteți foarte generos, darnic, bun. Bun, ăsta e cuvântul. E poate metoda voastră de a dărui și voi la rândul vă ceva ce alții v-au dat cu altă ocazie. E semn de recunoștință acolo, e semn de mulțumire. Poate și această persoană a fost alături de voi cu alte ocazii și acum a venit vremea să-i dați înapoi ceva din ceea ce puteți face. Veți fi foarte darnic. Vă dați și cămașa de pe voi și timpul vostru și energia voastră și iubirea voastră acestui personaj, doar să-l vedeți un pic ridicat de jos, pe linia de plutire. Și probabil veți reuși. Îi distrageți atenția, îl faceți un pic să zâmbească, îl faceți să râdă, îl faceți să... Îi dați ceva. Îi dați din bucata voastră de pâine, îi dați din lumina voastră, îi dați din speranța voastră. O fărâmă, dar e suficient cât să-l vedeți că privește din nou spre viitor. Leul, la câtă treabă aveți voi, probabil toată săptămâna o să țineți tot într-o muncă, muncă, muncă și iar muncă. Dar ceea ce trebuie să fiți voi un pic atenți în perioada asta e la niște colaboratori, tovarăși de lucru, să zicem așa, care posibil să nu merite încrederea voastră. Încearcă să vă lingușească, să vi se bage pe sub piele, să vă laude, să obțină ceva de la voi. De aia nu credeți chiar orice. Nu credeți vorbele dulci, nu credeți complimentele, nu credeți chiar și felicitările, de ce nu? Pentru că s-ar putea să nu fie sincere. S-ar putea să urmărească ceva, să primească ceva de la voi, din timpul vostru, din munca voastră. Altul s-ar putea așa să fie un pic pasiv, leneș, să vă paseze vouă niște sarcini. Și cum sunteți atât de ocupat, vi le veți duce la îndeplinire. Dar s-ar putea să munciți și pentru altul, cam asta e sentimentul. Că cineva anume se folosește de un oarecare joc al manipulării să vă pună pe voi la treabă. Să obțină ceva. Timpul vostru, energia voastră, banii voștri, încrederea voastră. De aia nu vă lăsați păcălit sau, mă rog, încearcă să vă măgulească la orgoliu, la mândrie, acolo știe să umble persoana respectivă, că s-ar putea să fie foarte meșteșugit în cuvinte, dar interesul este doar al său. Fecioara, vă sunteți într-o stare de bine.
Parcă sunteți așa pe val, cocoțat așa pe un gard, aveți un motiv de mândrie, aveți un motiv de bucurie, ba chiar simțiți nevoia să faceți din asta o bravadă, vă lăudați cu alte cuvinte. Și normal că atunci când unui om îi merge bine, apar crocotașii, haterii, cei care vor să vă dea jos de pe pedestalul ăla de prea bine. Sunteți cu ceva mai presus, aveți un avantaj, o sclipire, un talent pe care alții nu-l au, e al vostru, ați muncit pentru asta, e bine meritat, dar se trezesc alții că vă comentează, că vă critică, vă judecă, vă iau la bani mărunți acest talent, e al vostru. N-are rost să vă lăsați dat jos de pe pedestal și s-ar putea asta să vă ambiționeze și mai tare. Cu cât mai vehement sunt criticii sau atacurile, cu atât mai tare vă prindeți voi de pedestalul vostru. Iar meu, ziceți voi, lupt pentru el. Da, e o chestiune de luptă. Concurenți sunt la tot pasul, invidioși sunt la tot pasul, malițioși sunt la tot pasul, dar nu vă veți lăsa doborât de ei. Dimpotrivă, s-ar putea să vedeți că da, sunteți atacat, dar asta nu vă sperie, asta nu vă face să fugiți de ei, ci mai puternic. Dacă mă atacați, înseamnă că sunt cel mai tare. Sunteți pe un vârf de deal și jos în vale se luptă, unii pregătesc furci și topoare să vină să vă dea jos de pe vârful dealului. N-aveți de ce, sunteți acolo unde meritați și aveți și voi aturile voastre, aveți și voi armele voastre din dotare să vă păstrați superioritatea. Voi balanțele sunteți trase magnetic de un punct de interes din jurul vostru. A apărut ceva pe care cade lumina într-un mod mai aparte. Un job mai special, un curs pe care vreți să urmați, o persoană care vă interesează, o destinație, o casă, o rochie. Și a devenit obsedant. Parcă numai asta vedeți, vă doriți cu orice preț lucrul ăla care vă cheamă, așa ca un magnet. Și probabil o să-i dați curs. E prea interesant lucrul ăsta ca să-i ziceți nu. Poate o vreme chiar ați stat departe de această ispită, dar nu e o ispită periculoasă. E ceva care vă prinde în mreje și tocmai pentru că ați încercat o vreme să stați departe de ea, parcă cu atât mai tare vă chema. Nu-mi trebuie, ați zis voi o vreme. Fug, refuz. Și parcă tot acolo vă duceau drumurile, parcă tot acolo vă cădeau ochii. Știți cum e un lucru? Când nu te uiți, parcă tocmai atunci vrei mai tare să întorci privirea către lucrul ăla. O să deschideți poarta, să se întâmple lucrul ăla, să vă cumpărați lucrul ăla, să vă duceți în direcția aia. Chiar dacă o vreme v-ați opus, poate chiar au existat piedici, poate chiar o vreme ați refuzat să vă gândiți, da, probabil o chestiune... O chemare, și când e o chemare, poate fi chemare în ceea ce privește o meserie. V-ați dorit cândva nu știu ce meserie și a zis nu mă apuc de lucrul ăsta, n-am eu șansă să lucrez în domeniul ăsta. Un exemplu, artist. Toată viața ați vrut să cântați pe scenă și cineva v-a spus, ai băi că mor de foame ca artist. Du-te și fă-și tu o meserie. Și v-ați dus și ați făcut o meserie și v-ați văzut de drumul vostru. Dar tot acolo vă duceați, tot acolo, tot visați să fiți pe scenă, tot chemarea era mare. Și iată, s-ar putea să o urmați, să vă cânte așa în ureche, hai, vino, și să găsiți o cale de a o urma în cele din urmă, de a pune degetul pe chemarea aia, de a vă bucura de starea aia de împlinire. Nu uitați că voi sunteți cu axa nodurilor lunare în ograda voastră, încât multe lucruri scrise se pot întâmpla și iată, e ceva scris care vă cheamă și probabil o să vă abandonați pe drumul ăsta care vă atrage magnetic. Scorpionul, aveți un talent aparte de prestidigitator, așa, de magician, de vrăjitor, de care trebuie să vă folosiți. Aveți putere de convingere. Voi puteți vinde castraveți grădinarului în perioada asta.
Nu prin minciună, nu e o manipulare, e talent real. Argumentele cele mai puternice, forte. Informație ca din carte, încât aveți ocazia să vorbiți cuiva. Un mesaj scris pe Facebook, unui client, nu contează, veți vorbi, dar ce spuneți e copleșitor pentru unii. De asta ar putea, dacă aveți, nu știu, activități comerciale, vindeți, dați lovitura, poate n-ați vândut mașini o lună de zile, vindeți 5 într-o zi. Sau orice altă activitate în care cuvântul vostru devine magie, realmente. Așa, și repet, nu manipulare. Nu e minciună acolo, nu e nimic rău, nu vindeți ceva rău, ci vindeți. Vindeți, convingeți, atrageți adepți, sunteți atât de interesant în ochii unora, prin cunoaștere, prin informație. Stau toți așa cu gura căscată și vă ascultă. Și semnați contracte pe bandă rulantă și vă faceți clienți din ce în ce mai mult și vă faceți cunoscut. Vă ascultă lumea. De la doi oameni în fața voastră până la întregul mapamont, cine știe. Poate aveți o activitate de vorbit publicului, mass media, pe rețele de socializare și impactul poate fi major. De ce? Pentru că transmiteți o informație, o informație care interesează pe mulți, o informație, un pont, e mai mult decât o informație. Chiar dacă vindeți o mașină, voi nu vindeți mașina, voi vindeți informația care stă în spatele mașinii. Se vor trezi o grămadă că, știi ce, eu am nevoie de informația asta și uite așa o să vină toți în căruța voastră să ceară cunoștințele pe care voi le oferiți. Și evident, poate fi și cu bani. Voi săgetătorii trebuie să dați un răspuns la o întrebare. Vi s-a făcut o propunere, cineva v-a întrebat ceva la un moment dat și multă vreme n-ați știut ce să răspundeți. Ați oscilat, ați prelungit răspunsul, nu știu ce să spun, ziceați voi, lasă-mă să mă mai informez, o să-ți răspund la un moment dat. Și vine ideea. Se așează lucrurile, se sedimentează informațiile pe care le-ați cules în ultima vreme. V-a mai trebuit un răgaz pe semne, să mai adunați niște date. Și acum le aveți. Și probabil puneți mâna pe telefon și transmiteți cuiva răspunsul vostru. Sau vi se transmite un astfel de răspuns. Poate voi ați bătut la poarta cuiva și tot v-a adus cu vorba. Lasă, vine, te sun eu, zicea cineva. Gen, un interviu de angajare care s-a produs undeva acum câteva săptămâni și nimeni nu mai dădea niciun semn de viață. Vă puteți aștepta la un mare da. Ați fost acceptat într-un proiect, vi s-a aprobat o cerere, s-a rezolvat o problemă, vi s-a acordat un credit. Deci primiți un da la o solicitare sau poate voi trebuie să dați acest da cuiva. Da, vin, da, accept, da, mă căsătoresc, da, divorțez, nu contează, dar e un da. Și pe care o să-l spuneți ferm, sus și tare. E aducător de liniște, e aducător de respiro. Uf, în sfârșit, cam asta e un da care continuă cu un în sfârșit. În sfârșit, da. Și vă relaxați, vă liniștiți, se așează apele, se rezolvă lucrurile care erau așa bătute de vânt. Și normal că asta aduce claritate vieții voastre. Capricornul. Ar trebui să vă folosiți din plin de niște talente. Aveți niște, poate chiar talente artistice aveți. Ar putea să fiți extrem de creativ, imaginativ, vă vin idei, vă vin soluții, ba chiar cu un oarecare iz de talent acolo. Nu-i cunoaștere, nu-i doar informație aplicată, e mai mult, e un har acolo, e o, parcă transformați o informație într-un dans, nu într-un discurs de la sec și rece. Aveți niște talente ale voastre pe care merită să le valorificați. Veți primi aprecieri, laude, felicitări, complimente. Poate e chiar și o chestiune de imagine pe care o arătați lumii. Cine vă vede zice, măi, e ceva
schimbat la tine, arăți mai bine, e mare anumită energie, e mare energie de om mulțumit, împlinit, fericit din anumite puncte de vedere, care are o grămadă de lucruri. Mi s-au încărcat acolo niște baterii, clar, și bateriile astea radiază în jur, nu? Ca un bec care s-a aprins în curtea voastră. Dacă ați aprins lumina în curte, lumea vede curtea voastră. Și aveți cu ce vă lăuda, ceva de care sunteți mândru, vorbiți despre reușitele voastre, vorbește lumea despre reușitele voastre. Deci poate fi un moment de real succes în anumite puncte de vedere. Pentru unii poate fi și succes natură sentimentală. Vă vede cine trebuie, primiți un gest de afecțiune de la cine trebuie. Și asta poate fi un motiv așa de încărcare și a sufletului, nu numai a curții voastre de planete. Vărsătorul, voi parcă mergeți așa un pic pe două cărări, pe două fronturi, pe două drumuri diferite. Pentru că încă nu vă puteți hotărâ la unul dintre ele. Parcă aș face asta, dar parcă aș merge și în direcția aia. Parcă aș vrea, parcă n-aș vrea. În câte o vreme, încercați să le împărțiți și capra și varza, cum s-ar spune. Probabil câteva zile de acum înainte. Că va trebui, în curând, probabil mai către 20 ianuarie, în curând va trebui să fiți foarte ferm. Nu mai merge cu bataba, nu, parcă aș face-o, parcă n-aș face-o. Dintre A și B veți pune degetul pe A sau pe B, nu pe amândouă. Unii între două iubire, alții între două joburi, alții între două case, alții între două adrese, uite așa oscilați. Faceți naveta între cele două lumi ale voastre. Deocamdată vă place această lejeritate, această libertate. Dacă nu-mi place la A, mă duc la B, nicio problemă, care o fi A, care o fi B. Dar e... va veni o zi în care nu o să mai puteți împărți cele două lumi. Una va deveni principală, spre care vă veți concentra toată atenția. Sau va fi alegerea, selecția. Că acum nu vă puteți hotărâ, că probabil ambele au și bune și rele, și alb și negru, și argumente bune și argumente, și pro și contra, cum s-ar spune. Și de-aia, într-o zi, când se vor cerne toate aceste avantaje și dezavantaje, doar una dintre ele va străluci. Dar cred că asta o să decideți undeva cam peste o săptămână. Peștii, aveți ocazia de a vă demonstra cunoașterea, experiența, cât de bun sunteți într-un anumit plan. Ați avut răbdare voi. Este o perioadă în care toată lumea trebuie să ne arătăm importanța răbdării. Ați avut răbdare. Ca și cum ați alergat multă vreme la un maraton și erați undeva în cursă. E, ați avut răbdare, v-ați urmat cursul în stilul vostru, în înțelepciunea voastră, în strategia voastră, ați zis, n-are rost să trag acum la primii kilometri, că mai am 40 de kilometri până ajung eu la capătul maratonului. Deci v-ați gândit strategia așa, pe termen lung. Și probabil se apropie finish-ul, dar ați ajuns într-un punct în care trebuie să demonstrați că nu viteza, nu sprintul rezolvă. E ca în fabula cu iepurile și broasca testoasă. Ați avut în jurul vostru iepuri care au fugit tare și au obosit acum la finalul cursei. Voi ați fost broasca testoasă. V-ați văzut de ritmul vostru, ați evoluat în stil saturnian, pas cu pas, încetul cu încetul și vă apropiați de finish. L-ați depășit pe iepure. Ați trecut de marile încercări. Alții au abandonat pe parcurs, alții au picat în nas, alții au obosit și voi arătați că răbdarea a meritat. Răbdare egal înțelepciune la voi, răbdare egal strategie. Ați zis, am timp, ce rost să investesc totul din prima secundă, ce rost să mă dau peste cap. Există un rit de evoluție pe care ia câtă energie Capricornului vi l-a oferit. Și acum, cine a avut răbdare și n-a abandonat și nu și-a consumat resursele repede, începe să vadă rezultatele.
Vă apropiați așadar de un finish de succes, dar doar pentru că nu ați sărit peste etape și ați acceptat această evoluție înțeleaptă. Asta este ziua de 15 luni, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube și să aveți o săptămână spornică. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.